N-ar putea fi fără aplauzele, fără încurajările, fără dumneavoastră care faceți economii și eforturi pentru a cumpăra bilete la spectacole, pentru a cumpăra discuri, pentru a fi alături de ei în permanență. Am spus de Emilia că e frumoasă, dar vreau să vă spun că ar trebui tot spectacolul acesta să spun doar frumoasa, frumosul, chiar că suntem un popor de oameni frumoși, de artiști extraordinari. Este cazul următorului. Acum facem un salt, maestre, în Bucovina de Nord, la Cernăuți. Este artist al poporului și cetățean de onoare la Cernăuți, un cântăreț care a brăzdat țara, a brăzdat România, a luat toate trofeele și primele întâi la toate concursurile de muzică populară. Este un artist foarte valoros și, în egală măsură, trebuie să subliniez, a terminat Universitatea de Muzică George Enescu din Iași, secția Canto Clasic. A cântat și ceva operă la viața lui, a făcut câteva turnee, dar folclorul a rămas alături de inima lui. Hai, mândruță, să te joc. Și ce să-l joace? O să vedeți imediat cum o invită pe mândruța lui să joace Huțulca. Dacă n-a știut ce-i Huțulca, o să vă arate imediat. Ilie Caraș. Ce plângi inima și zaci, mă, că numai zile grele faci, mă, și de dor te prăbădești, mă mir cum de mai trăiești, cine te-a pus să iubești, mă. Toată viața ai oftat și nimic n-ai mai aflat, și nimic n-ai mai aflat, mă. Greu se duce dorul greu, când iubești ce nu-i al tău, când iubitul nu-ți ajunge și de dor inima-ți frânge, lacrima din ochii-ți curge. Puiul drag nu-ți doarme în brațe, nu-l săruți de dimineață, nu te mai gândești la viață. Ceri inima de toate, dar tu vrei tot ce nu se poate. Dacă-i puțin nu-i de ajuns, dacă-i mult e greu de dus, dacă-i mult e greu de dus, mă. Ce-ai vrea inima să fac, numai ca să-ți fiu pe plac, numai ca să-ți fiu pe plac, mă. Cât ai fi de fericită, tot nu te văd mulțumită, tot nu te văd mulțumită. Vă mulțumesc din suflet, mulțumesc mult!
Acest cântec mi-a plăcut foarte mult în repertoriul lui Nana Petre. Nana Petre a fost un om deosebit, un om care a susținut tinerii. Atunci când am venit eu în România, din Cernăuți, și am participat la primul festival din țară, Nana Petre m-a susținut că a văzut că am foarte, foarte mari emoții. Din acel moment noi am rămas foarte buni prieteni, vorbeam la telefon săptămânal.